Contrabandă cu țigarete în valoare de 120.000 de lei a fost descoperirea polițiștilor de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Vama Veche care au controlat un autocar condus de un cetățean român. Bărbatul care efectua o cursă pe ruta Bulgaria-Republica Moldova ar fi ascuns sigaretele cu timbru specific Republica Bulgaria în saci de plastic printre bagaje. Bărbatul este acum cercetat pentru infracțiune de contrabandă, iar întreaga cantitate de țigări a fost ridicată.